acest moment deosebit, acest moment aniversar și ca la orice lucru de început, trebuie să-l începem cu gândul la Dumnezeu și de aceea sunt alături de noi părinții de astăzi, domnul Antoci, protopopul din municipiul Roman și domnul director al seminarului teologic episcop Melchisedec și le mulțumesc pentru acest lucru și o să-i rog să oficieze slujba religioasă. Mulțumesc! Slavă Sfintei cele o ființă de viață, făcătoare nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășluiești pentru noi și ne curățește de toate tinecinea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tată, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tată, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tată, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește între noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vilean. Gata este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să le rugăm. Miluiește. Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru locașul acesta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în rânsul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru înaltarea Sfintelor Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmâitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru oastea cele Hristos iubitoare Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, adevrednicilor să-i rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la El, și ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine plăcută să-i fie lui Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i rog și buna cerere și dorirea credincioșilor să-i spre bine să-l împlinească și ca un milostiv totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei Sale, Bisericii întregului Său popor drept credincios, Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească pe ei Sfânta Sa Biserică și pe robii Tăi, Valeria și Liviu, Didina și Neculai, Silvia și Valentin, Fatinia și Lisei, Maria și Damian, Maria și Alexandru, Anișoara și Mihai, Angela și Adrian,
Ana și Aurel, Natalia și Virgil, Elena și Laurențiu, Ana și Toader, Maria și Gheorghe, Maria și Mihai, Sabina și Cezar, Maria și Gheorghe, Cecilia și Ieronim, Renata și Valeriu, Maria și Neculai, Zamfira și Constantin, Elena și Mihai, Elena și Constantin, Viorica și Gheorghe, Maricica și Ion, Victoria și Iosif, Varvara și Eustenie, Elena și Corneliu, Lenuța și Alexandru, Anișoara și Gheorghe, Viorica și Sandu, Ștefania și Viorel, Aurica și Petru, Aspazia și Virgil, Ecaterina și Matei, Aristina și Ion, Maria și Neculai, Maria și Gheorghe, Maria și Mihai, Vica și Neculai, Maria și Mihai, Floarea și Lucian, Maria și Sebastian, Aneta și Mircea, Maria și Marcel, Georgeta și Ioan, Maria și Vasile, Eugenia și Costică, Maria și Iosif, Lucreția și Ilie, Frăsănica și Vasile, cu toți ai casei lor, pe noi pe toți de tot vrăjmașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate, într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i încojoare pe credincioșii robii săi, Domnului să ne rugăm! Miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Ea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine, unii pe alții, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă! Toată slava, cinstea, închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând, cu frică și cu tremuri, ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost revărsate asupra robilor tăi acestora în cei 50 de ani de împreună viețuire. Valeria și Liviu, Didina și Neculai, Silvia și Valentin, Fatinia și Ilisei, Maria și Damian, Maria și Alexandru, Anișoara și Mihai, Angela și Adrian, Ana și Aurel, Natalia și Virgil, Elena și Laurențiu, Ana și Toader, Maria și Gheorghe, Maria și Mihai, Sabina și Cezar, Maria și Gheorghe, Cecilia și Ieronim, Renata și Valeriu, Maria și Neculai, Zamfira și Constantin, Elena și Mihai, Elena și Constantin, Viorica și Gheorghe, Maricica și Ion, Victoria și Iosif, Varvara și Eustenie, Elena și Corneliu, Lenuța și Alexandru, Anișoara și Gheorghe, Viorica și Sandu, Ștefania și Viorel, Aurica și Petru, Aspazia și Virgil, Ecaterina și Matei, Aristina și Ion, Maria și Neculai, Maria și Gheorghe, Maria și Mihai, Vica și Neculai, Maria și Mihai, Floarea și Lucian, Maria și Sebastian, Aneta și Mircea, Maria și Marcel, Georgeta și Ioan, Maria și Vasile, Eugenia și Costică, Maria și Iosif, Lucreția și Ilie, Frăsânica și Vasile, cu toți ai casei lor și ca pe Domnul, Stăpânul, Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunea robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit ale zidlinilor cererile, așa și de acum înainte.
Învrednicește-i, Sfânt, dreapta credință, dragostea către tine, către aproapele, în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți membrii familiei lor. Mântuiește-i, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruiește-le lor sănătate, pace, liniște, învrednicește-ne pe noi toți, totdeauna a cânta și a slăvi ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, miluitează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale Sfinților Apostoli, puterea cinstită de viață, Făcătoare Cruci, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Agheu, ale Sfântului Mucenic Marin și ale Sfintei Teofana, Împărăteasa, a cărui pomenire o săvârșim. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu care sunt de față astăzi la această adunare și care mulțumesc Domnului pentru cei 50 de ani de împreună viețuire, dăruiește-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate cu viață, sănătate, mântuire într-o toate bună sporire și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, fiecare dintre noi ceilalți și ce vă pot spune este că nu vă doresc decât să fiți sănătoși, să vă bucurați unii de ceilalți în continuare și peste 25 de ani să ne întâlnim din nou la cununia de diamant, nu? Domnule primar. Noi făgăduim că suntem alături de dumneavoastră și noi ca preoți și domnul primar și celelalte autorități locale, cu toții vă așteptăm să vă felicităm și la 75 de ani de împreună viețuire. La mulți ani încă o dată, felicitări tuturor! Da, vă rog să luați loc și acum, într-adevăr, parcă suntem mai ușori, mai buni și putem să trecem mai departe la invitatea noastră de astăzi, nu înainte de a vă spune și eu câteva cuvinte, că sunt deosebit de bucuros și totodată emoționat să fiu astăzi alături de dumneavoastră, tocmai din acest motiv al aniversării de 50 de ani de împreună viețuire. Este, cum ar spune cineva, o viață de om pe care ați trăit-o împreună, o viață în care ați trudit unul alături de celălalt, în care ați crescut copii și împreună ați contribuit tocmai la societatea, construirea societății noastre de azi, a orașului nostru de astăzi.
și sunt extrem de bucuros și de fiecare dată când particip la acest eveniment, consider că e unul din cele mai emoționante și mai plăcute evenimente pe care le organizăm în această perioadă de sfârșit de an, în postul Crăciunului. Și totodată bucuria este cu atât mai mare cu cât găsesc de fiecare dată printre dumneavoastră oameni care au contribuit și la formarea mea ca om, ca persoană publică, ca și pregătire. Și de aceea vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost și au contribuit la acest lucru și chiar aici la o masă văd niște dascăli dragi mie care, deși nu au fost dascălii mei direcți, știam foarte bine că eram clase paralele și copiii dumnealor au fost colegii mei de școală și mă bucur să văd aici familia Ivan și salut pe această cale că iată ne revedem cu acest moment, în acest moment deosebit. La fel cum, sigur, de fiecare dată mă întâlnesc și cu domnul Neculae, pe care îl salut și mă bucur și pentru dumnealui că, iată, împreună cu doamna au trecut de cei 50 de ani de viețuire. Fiecăruia dintre dumneavoastră îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut, pentru faptul că în continuare ne creșteți nepoții, că ne îndrumați, că ne sprijiniți cu sufletul, cu gândul și de aceea datoria noastră este să vă cinstim. Vă mulțumim pentru ce ați făcut, vă dorim multă sănătate, ani mulți împreună, să ne vedem așa, să ne ținem de cuvânt, așa cum a zis Părintele, să ne întâlnim la următoarea aniversare. Este un moment sigur încărcat de bucurie și de emoție. Mă gândesc că ce simțiți dumneavoastră la 50 de ani, chiar în acest an eu am aniversat 25 de ani de căsătorie și a fost un moment deosebit din viața mea și m-am bucurat din tot sufletul de familie, de cei doi copii pe care i-am. Și sunt convins că dumneavoastră sunteți mult mai bucuroși pentru că aveți și nepoți, aveți deja o familie mai mare și sigur împreună formăm marea familie Romașcană și pentru acest lucru vă mulțumesc, vă felicit încă o dată, la mulți ani și sigur veți fi și premiați de către Primăria Municipiului Roman cu acest prilej. Mulțumesc, mulți ani, sănătate, România! Am să-l rog pe colegul meu, pe Dragoș, și să mă ajute în această activitate de premiere. Te rog, Dragoș. Vă mulțumesc, domnule primar. Iată că este al treilea an când suntem împreună la acest frumos eveniment. Un eveniment pe care îl simțim aproape, îl simțim acasă. De fiecare dată când vorbim despre Roman în informările noastre publice, spunem că Romanul este acasă. Și nu pentru că aici este casa noastră, apartamentul nostru, ci pentru că sunt familiile noastre, sunteți dumneavoastră, părinții, pentru cei mai norocoși bunicii, străbunicii poate, și de aceea spunem că acest moment este deosebit de emoționant pentru noi. Voi începe cu prima familie, familia Ivan Virgil și Aspasia. Vă rugăm să veniți în față. Familia Aniței Valentin și Silvia. Multe să vă mulțumesc și la mulți ani.
familia Antonov Filisei și Fatimia. Dacă între timp au ajuns familia Apostol sau familia Artedie. Familia Apostol Damian și Maria. Vă rog, poftiți. Aici pot să vă dau dumneavoastră diploma. Se pregătește familia Bălțătescu Mihai și Anișoara. Și o să mulțumesc de la Dumnezeu! Familia Bățătescu Mihai și Anișoara. Și se pregătește familia Plănaru Adrian și Angela. Familia Plănaru Adrian și Angel. La mulți ani. Mulțumesc de suflet, mulțumesc pentru aprecieri. Eu o să... Aici domnul să-i dau diplomă. Doamna Sărăcă. Bunița sfințită. Urmează familia Lana, Aurel și Ana. Aurel, Ana. Da, așa. Și Natalia. Anul trecut au făcut și ce deși. Familia Boxa, Laurențiu și Elena. Și se pregătește familia Brătescu, Toader și Ana. Poftiți! Familia Boxa. Vă salut! Să rămână!
sănătate, la mulți ani și numai bine vă dorim din suflet și o floare. Haideți să facem și o floare. Doamne, mulțumesc, mulțumesc! Ați urmat oamenii acolo. Haideți să facem și o floare. Da, și eu mulțumesc. Ați lăsat, ați lăsat. El. Familia Prătescu, Toader și Ana. Ana, bună ziua, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, și dumneavoastră, motivul. Se pregătește familia Calentir, Gheorghe și Maria. Mulți ani împreună, sunt aproape. Haideți să facem și o poză. Familia Calentir, Gheorghe și Maria, se pregătește familia Cărăușu, Mihai și Maria. Aici au o diplomă de recunoștință pentru dumneavoastră, un premiu și o iconiță subțită. Haideți să facem și o poză pe care s-o primiți la sfârșit, ca amintire. Familia Cărăușu, Mihai și Maria, urmează familia Casian, Cezar și Sabina. Familia Casian, Cezar și Sabina. Și urmează familia Chelaru, Gheorghe și Maria. Să vă dau apreciere, o diplomă de apreciere și premiu din partea noastră. Așa mă scuzat, de fapt, doamna. Doamne, tot florile, că sunt în spălbați, mă scuzat, de administrator de... Familia Chelaru, Gheorghe și Maria, iar dacă între timp a ajuns familia Cojocaru, Eronin și Cecilia, îi rugăm să se pregătească. Se pregătește familia Croitoru, Valeriu și Renata. Familia Croitoru, Valeriu și Renata, se pregătește familia Danișca, Nicolae și Maria. O diplomă pentru domnul. Premiul să l-ai dură la timpul de doamna. Știi, ea mai bine, nu? Haideți să facem. Familia Navișca, Nicolae și Maria și, dacă între timp a ajuns, familia Diaconu, Constantin și Zamfira, îi rugăm să se pregătească. La mulți ani! La mulți ani!
Ira se pregătește familia Dobărceanu Mihai și Elena. La mulți ani! Familia Dobărceanu Mihai și Elena, urmează familia Drăguț Constantin și Elena. Urmează familia Drăguț. Familia Drăguț Constantin și Elena, urmează familia Dumbrăveanu, Gheorghe și Viorica. Familia Dobrăveanu, Gheorghe și Viorica, pregătindu-se familia Dumea, Ion și Maricica. Bună ziua! Bună ziua! Tot diplomă din partea noastră. Doamna o să-i dau prin... La mulți ani! Haideți să faceți și o poză aici cu mine și să vă luăm amintire. Să credeți să faceți o poză aici. Familia Dumea Ion și Maricica. Și se pregătește familia Dumea Iosif și Victoria. Familia Dumea Iosif și Victoria. Bună ziua, la mulți ani! Familia Dumea. Urmează familia Fadei, Ustenie și Varvara. Știu, eu am simțit de asta. Haideți aici să facem o familia Fadei, Ostenie și Varvara, urmează familia Foghel, Corneliu și Elena. Familia Foghel, Corneliu și Elena. Da, mă bucur.
L-am mai văzut și știți cum e doamna? Așa. Și doamna e apropie, administratorul mai bun. Știu. Și noi ne cunoaștem cu copiii voastre de azi. Haideți să facem și o poză, să spunem. Dacă doriți, putem face așa fotografie cu băiatul dumneavoastră. Urmează familia Ghiță, Alexandru și Lenuța. Bună ziua! Mă bucur că am reușit să vin. Că știi cum trebuie. Multă sănătate. Dacă între timp a ajuns familia Grădinariu, Gheorghe și Anișoara, se pregătește familia Grosu, Sandu și Viorica. Familia Grosu. Urmează familia Herciu, Viorel și Ștefania. Familia Herciu, Viorel și Ștefania se pregătește familia Hulpoi. Bună ziua, la mulți ani! Petru și Aurica. La mulți ani, la mulți ani! Domnul Hulpoi Petru, urmează familia Lăcustă, Matei și Ecaterina, dacă sunt prezenți, dacă nu, familia Lebădă, Ion și Aristina. Familia Lebădă Ion și Aristina se pregătește Macovei, Nicolae și Maria. Familia Macovei, Nicolae și Maria, urmează familia Miron, Gheorghe și Maria. Familia Miron, Gheorghe și Maria. Urmează familia Mitran, Mihai și Maria. Facem o poză,
Familia Mitran, Mihai și Maria și se pregătește familia Moise, Nicolae și Vica. Dumnezeu la toate, că asta-i prim, îl ține Doamna bine. Are cum se poate. Haideți să facem o poză care se vede la sfârșit de colegii. Familia Moise, Nicolae și Vica. La mulți ani, sănătate, la mulți ani. Vă se dau o titlă Se pregătește familia Nastase, Mihai și Maria. Familia Nastase, Mihai și Maria. Dacă între timp au ajuns familia Neagul Lucian și Floarea, îi rugăm să se pregătească. Familia Neagu. Sebastian și Maria. Domnul Nicolae Sebastian, se pregătește familia Pascaliu, Mircea și Aneta. Familia Pascaliu, Mircea și Aneta. Se pregătește familia Polac, Marcel și Maria. Familia Polac, Marcel și Maria și se pregătește Ruginusul, Ioan și Georgeta. Familia Ruginosu, Ioan și Georgeta. Se pregătește familia Savu, Vasile și Maria. Nu, pentru doamna, azi. Haideți să facem o poză aici. Să facem o poză aici.
familia Savo, Vasile și Maria. Și se pregătește familia Smerea, Costică și Eugenia. Familia Smerea, Costică și Eugenia. Familia Stoti, Iosif și Maria. Familia Stoti, Iosif și Maria, se pregătește Tonița, Ilie și Lucreția. Familia Toniță, Ilie și Lucreția. Și dacă este prezentă familia Vasiliu, Vasile și Frăsânica. De asemenea, dacă sunt familii pe care nu le-am strigat. Haideți să facem și o poză. Au fost 50 de familii înscrise în acest an. Din evidența noastră, 7 au absentat, dar le așteptăm la Primăria Municipiului Roman pentru a-și dedica diploma și premiul. Domnule primar, aveți ultimul cuvânt înainte de petrecere. Păi nu mai vorbim prea mult ca să putem începe și partea cealaltă a întâlnirii de astăzi, cea mai relaxantă, să-i spunem așa. Încă o dată vă felicit și vă spun la mulți ani, mă bucur să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră, chiar surprize plăcute pe care le-am avut. La sfârșit să veți primi fotografia care va rămâne ca amintire pentru dumneavoastră și așa cum spuneam mai devreme, ne pregătim pentru următoarea întâlnire. Vă doresc încă o dată la mulți ani, poftă bună, petrecere frumoasă, sărbători cu bine, un an nou fericit!